Pe 23 mai, la Camera de Comerț și Industrie Prahova s-a desfășurat un eveniment cu o deosebită importanță pentru viața medicală de pretutindeni. Binecunoscutul domn dr. Alin Scarlat, doctor în științe medicale și autorul suplimentelor alimentare Carpatica Plant Extract, a lansat o mare provocare. Cartea Medicina Longevității, prin care confirmă că viața se poate bucura și mai mult de viață dacă știm care sunt factorii care contribuie la procesul de îmbătrânire. O personalitate recunoscută și apreciată în țară și străinătate. Este vorba de domnul dr. Mihai Alin Scarlat. Un reper pentru mulți dintre noi, nu numai în domeniul alimentar. Stimate domnule doctor, vă felicit din toată inima. De fapt, nu numai pentru această lucrare, ci pentru toată activitatea dumneavoastră. Și cred că felicitările nu sunt suficiente, în orice caz trebuie adăugate unor mulțumiri. Mulțumiri din inimă pentru tot ceea ce faceți pentru noi, pentru mulți dintre noi, eu mă număr printre ei, cu multă dăruire și cu multă pasiune. În continuare, înainte să-l invităm la microfon pentru prezentarea lucrurilor pe domnul dr. Scarlat, aș vrea să-mi permite să-l invit la microfon pe domnul profesor dr. Nicolae Iordache, membru al Academiei Române, pentru un comentariu sau o recenzie asupra acestei lucrări. Mulțumesc, domnul profesor. Voi începe prin a vă spune că domnul dr. Alin Scarlat mi-a dăruit un exemplar al acestei cărți, îndeată m-a obișnuit cu fiecare din cărțile domniei sale, cu o frumoasă dedicație care conținea și urări pe viață lungă și de plină sănătate. Nu pot să nu remarc că de această dată urările nu sunt fără acoperire, pentru că prezenta carte conține și instrucțiunile de folosire pentru a accesa la o viață lungă în deplină sănătate. Domnul doctor, un eveniment frumos, excepțional, pot să spun, Medicina Longevității, o nouă carte pe care dumneavoastră ați lansat-o astăzi, la Camera de Comerț și Industrie Prahova, cu oameni care vă cunosc și vă apreciază foarte tare. Ce a însemnat pentru dumneavoastră această provocare de a scrie această carte? Am pornit de la o necesitate, pur și simplu. Că trebuie să cunoaștem ce putem face pentru a îmbătrâni mai târziu și să nu avem boli. Sau să avem cât mai puține. Și având mai multe abonamente la reviste din străinătate și acces la foarte multe universități din afară, am văzut că lucrurile se mișcă în acest domeniu. Și am simțit nevoia să demonstrez și în România că putem trăi mai mult și mai sănătos. Lucrurile s-au coagulat cumva în ultimii 2 ani. Au apărut foarte multe informații în mințile noastre, le-am tot și le-am sistematizat sub forma acestei cărți, care sper eu să fie utilă. Tema este de mare noutate. Medicina longevității este de mare noutate și actualitate, cu mari beneficii. Am abordat-o pentru a veni în fața dumneavoastră cu multe idei care pot fi benefice pentru o viață cât mai lungă și sănătoasă. Este noua frontieră a medicinii, care atrage o nouă eră în înțelegerea îmbătrânirii. Există o serie de factori care au un rol critic asupra sănătății și longevității. Dovezile numeroaselor studii sugerează că abordarea acestor factori ajută la reducerea riscului bolilor cronice asociate cu îmbătrânirea, la amânarea debutului dizabilităților și la creșterea calității și duratei vieții. Obiectivele îmbătrânirii sănătoase sunt menținerea sănătății fizice și mentale și mai ales cum să rămânem activi și independenți până la vârste înaintate. Acceptând îmbătrânirea ca un proces asupra căruia avem un anumit control, nu este niciodată prea târziu, indiferent dacă avem 25 sau 75 de ani, să renunțăm la obiceiurile nesănătoase și să alegem modele de stil de viață pro-longevitate. Luăm cartea, cumpărăm cartea, o citim și ce ar trebui cel mai tare să reținem de acolo?
că este în puterea noastră să împiedicăm apariția bolilor. Și la asta să ne gândim. Revin cu ceea ce am spus în primul rând, poate asta e chintesența cărții. Cel mai important factor de risc al bolilor îmbătrânirii, bolilor bătrâneții, este îmbătrânirea. Noi trebuie să ne adresăm în primul rând fenomenul îmbătrânirii, fenomenul celular al îmbătrânirii, îmbătrânirii celulare. Când înțelegem acest lucru, când mentalul colectiv va pătrunde această noțiune, atunci eu zic că lucrurile se vor mișca în bine. După cum știți, cele mai comune semne de îmbătrânire, afectarea vederii, scăderea vederii, a auzului, pierderea forței musculare, a masei osoase, osteoporoze. Am întâlnit osteoporoze și la 28 de ani. Scăderea funcției sistemului imunitar, a apărării noastre, capacitatea cognitivă scade, memoria, atenția, concentrarea, metabolismul devine mult mai puțin eficient, pierdem energie, pierdem părul, îmi pare și mie rău, scăderea echilibrului și a mobilității generale. Îmbătrânirea este reprezentată de schimbările fiziologice pe care le experimentăm în timpul vieții noastre, modificări fiziologice. Toate structurile și funcțiile celulelor noastre se deteriorează în timp, ceea ce înseamnă că îmbătrânirea este o parte inevitabilă a vieții. Procesul îmbătrânirii are ritmuri diferite pentru diferiți oameni și acest lucru este influențat în mare măsură de alegerile stilului de viață. Cel mai sigur mod de a măsura vârsta biologică îl reprezintă determinarea biomarkerilor. Sunt numeroși biomarkeri esențiali pentru determinarea vârstei biologice, vârsta cronologică, cea din buletin, și vârsta biologică. Ei măsoară obiectiv starea de sănătate a unei celule, a unui organ sau organismului întreg. Putem face acești biomarkeri oricând, chiar și la noi în clinică, un raclat bucal sau sânge periferic de mucoasă bucală. Se pot face și aflăm vârsta ficatului, vârsta inimii, vârsta creierului, a mușchiului, a rinichiului, ce vrem noi, sau vârsta întregului organism. Păi e foarte important să știm acest lucru și la un moment dat putem avea surpriza să vedem că vârsta biologică este în avans față de vârsta cronologică. Ficatul meu este de 60 de ani și eu am numai 48. Și așa mai departe. E foarte important, pentru că iau măsurile necesare sau vârsta întregului organism este în avans față de vârsta cronologică. Iau măsurile necesare timp de 6 luni, 12 luni și măsor din nou acești biomarkeri. Și constat că am făcut ceea ce trebuie. Am reversat vârsta biologică. Întreaga carte se bazează pe foarte multe studii din 2018 până astăzi. O să vedeți la sfârșit, sunt 30 de pagini de indici bibliografici. Enorm. Dar sunt numai majoritatea, 2018-2024. Sunt studii pe sute de mii de cazuri care demonstrează că bărbații care adoptă un stil de viață prolongevitate de la o vârstă relativ tânără, 40-45 de ani, au un plus de 24 de ani de viață sănătoasă fără boli, iar femeile 22 de ani. Chiar dacă adoptăm un stil de viață sănătos la 70-75 de ani, tot avem de câștigat între 5 și 8 ani putem reversa vârsta biologică. Sunt date din studii, date care nu pot păcăli. Medicina longevității, de fapt, medicina stilului de viață, este vorba de o nouă formă de medicină, un nou capitol al medicinii, care este, în primul rând, preventivă. Medicina funcțională. Trebuie să gândim exact cum spuneam, cel mai mare factor de risc al bolilor bătrâneții este îmbătrânirea, pentru care noi avem un oarecare control. Mi-a plăcut foarte tare ceea ce a spus dumneavoastră, că iubirea participă foarte mult la procesul de menținere a tinereții organismului. Iubirea, credința. Păi, iubirea este demonstrat că este cea mai puternică forță din creație. Cred că e o energie pozitivă. O energie, da. Este o energie. O undă cu o amplitudine foarte mare și cu o frecvență foarte mică. Asta este iubirea. Și este motorul energiei, motorul vieții. Iubirea este cheia longevității. Dragostea înseamnă energia vieții. Motorul vieții. Da?
optimismul, gândul pozitiv și convingerile legate de viață. Puteți întreba pe oricine de aici din sală, colaboratorii mei. Eu am 38 de ani. Păi întrebați. Atât ai. Și așa ar fi bine să răspunde și dumneavoastră. Conexiunile sociale. În toate cele 5 zone albastre s-a demonstrat că unul din cei mai importanți factori reprezintă conexiunea socială. Noi am uitat acest lucru. Nu mai suntem conectați nici la mama natură, nici la comunitatea în care trăim, nici aproape, nici cu familia. Ne-am izolat și asta în detrimentul sănătății și longevității noastre. Trebuie să refacem reconectarea la natură și să refacem relațiile interumane care să aducă dăruire către ceilalți, că ce dăruiești, aia primești. Aș vrea să nu închei dialogul cu dumneavoastră fără a sublinia acest supliment, acel supliment pe care dumneavoastră l-ați menționat la final de prezentare, AS Rejuvenil. Vă mai auzisem eu pe dumneavoastră sau pe doamna Scarlat despre un nou supliment care va apărea. Ce va însemna? Modalitate relativ simplă pentru toți oamenii, pentru că va fi și la un preț rezonabil, de a contracara factorii care duc la îmbătrânirea celulară. Deci sunt structuri chimice, majoritatea din natură, cum spuneam, resveratrol, fizetină, quercetină, epigalocatechină, sunt structuri care le găsim în natură. Și acestea îmblochează mecanismele celulare ale îmbătrânirii. Este demonstrat că dacă iei minim 6 luni de zile un pliculeț pe zi din produsul nostru sau 2 capsule pe zi din produsul american, astea sunt în piață la ora actuală, complete și complexe, îți reversezi vârsta biologică cu cel puțin 7 ani, în 6 luni. Aflu că ficatul meu e mai fericit cu 7 ani, mai sănătos, mai tânăr cu 7 ani. Nu mai am celule senescente, am comunicare intercelulară bună la acel nivel. Și la întregul organism, categoric, câștig niște ani de sănătate. Și dacă merg mai mult de 6 luni, mai întinez? Sau? Păi, se poate, dar depinde de la vârsta care începe. Acum nu pot să spun la 85 de ani că întinerim 20 de ani. Nu se poate, nici așa. Câștig un 5, între 5 ani și 8 ani, 7 ani și jumătate. Când am pornit acest proiect al cărții longevității, da? Medicina longevității, ne-am propus să realizăm și un produs medicamentos care să ajute. Am luat ca exemplu un produs de la Harvard al profesorului Sinclair și care are ceva reacții adverse. Am încercat să-l depășim și cred că am și reușit. Problema e că n-am reușit să ne sincronizăm ca timp, să îl promovăm astăzi cumva. Așa. Este autorizat, este înregistrat la OSIM, este tot. Se numește Rejuvenil, cu 2 formule, între 40 și 55 de ani, ca să nu îmbătrânească, și pentru cei de peste 55 de ani. Sper că în 2 luni o să-l avem în piață. Conține structuri chimice care atacă, modifică și recuperează toate cele 9 mecanisme celulare ale îmbătrânirii. Ăsta este mecanismul pe care l-am urmărit noi în acest produs. Să influențăm în bine toate cele 9 mecanisme moleculare ale îmbătrânirii. Vă mulțumesc încă o dată și dacă vreți să-mi adresați întrebări... Unde va fi găsită cartea? Pe site-ul monitorului oficial, pe site-ul de la Carpatica Plant, la spital la Bucov, la Azmedica, și o să fac un contract în curând cu librăria din Câmpina, care distribuie peste tot. Aștept să iau cartea, să o citesc și să vă împărtășesc ceea ce am aflat și să-mi împărtășesc mie însă cunoștințele pentru ca să nu îmbătrânesc atât de repede. Mulțumim mult, domnul doctor! Mulțumesc și eu, mult mai bine! Mulțumesc! Să rămână! Mulțumesc! Putem trăi mai mult? Putem să fim tineri mai mult timp? Totul depinde de noi și de câtă importanță dăm tuturor factorilor care ne influențează viața. Felicitări, domnului doctor!